Exodul, capitolul 31. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit: cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii care va fi deasupra lui și toate uneltele cortului, masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămăierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui, veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești, unde lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru sfântul locaș. Le vor face după toate poruncile pe care ți le-am dat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele 2 table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.